Prima seară cu temperaturi de vară din acest sezon a însemnat și ultima pentru Festivalul Internațional de Teatru Sibiu. Sibienii, dar și turiștii și-au dat mână cu mână și au încins o horă. Momentul inedit al serii a fost spectacolul Pedale înspre cer al unei companii de teatru de stradă din Belgia. Foarte interesant. Rezista până la ora asta târzie. Da, se pare că da. De ce nu? S-a meritat? Da, meritat, chiar a meritat. Minunat, ca de fiecare dată. Rezista până la ora asta târzie. Absolut, merită. Merită, da. Veți veni și anul viitor? Absolut, da. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu a programat în ultimele 10 zile peste 350 de spectacole de teatru, dans și circ, concerte, expoziții și ateliere de creație. Toate au fost pregătite de 2500 de artiști din peste 50 de țări. O ediție mai frumoasă decât toate celelalte. O ediție grea, o ediție minunată și în același timp o ediție matură, responsabilă. În această ediție am încercat să arătăm cum se clădește viitorul. Seara s-a încheiat cu un spectaculos foc de artificii.